Suntem la centrul de înscriere a Universității de Vest Vasile Goldiș Arad. Bună ziua! Cu cine stăm? Iarăși de vorbă? Bună ziua! Bine v-am regăsit! Speranța Milankovic, decan al Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Asta ca să nu greșesc eu și am spus iarăși stăm de vorbă pentru că ne-am întâlnit aici în vară și era sesiunea de înscrieri din vară. Și acum, în toamnă, mai discutăm despre o sesiune de înscrieri pentru cei care s-au răzgândit sau cei a căror drumuri vin spre Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad. Vorbim despre această facultate, ce locuri mai sunt disponibile în perioada aceasta pentru cei care doresc să vină spre științe socio-umane, educație fizică și sport. Sigur, foarte multe locuri din oferta noastră educațională sunt deja ocupate de candidații care au fost mai grăbiți și au optat pentru anumite specializări încă din sesiunea de vară. Dar sigur, și acum, în sesiunea de toamnă, facultatea noastră mai oferă încă o paletă largă de domenii atractive, unde mai există locuri disponibile pentru potențialii noștri candidați. Și aș puncta, în ceea ce privește nivel licență, specializarea studii de securitate, o specializare mai nouă în peisajul celor oferite de noi potențialilor candidați, dar care sigur se înscrie în linia care ne guvernează activitatea de promovare și de structurare a unor programe de studiu, și anume aceea de a deschide noi linii, noi perspective, noi direcții pentru cariera studenților noștri. Iar acest domeniu extrem de actual și de ofertant al studiilor de securitate, înțelese sigur în sensul larg, aduce în fața studenților noștri o galerie de specialiști, atât practicieni cât și teoreticieni din sfera inteligențului. Și sigur, ca oportunități de angajare, această specializare se adresează celor care doresc să tenteze o carieră sau care deja funcționează în cadrul instituțiilor de forță sau în cadrul structurilor administrative locale, centrale, acolo unde, sigur, o paletă întreagă de joburi au drept obiect de activitate protecția datelor cu caracter personal și, mă rog, alte chestiuni care țin de această sferă a securității. Totodată, specializarea psihologie, mai sunt încă puține locuri, ce e drept, așa, dar trebuie să ne grăbim dacă dorim să optăm pentru această specializare cu mare atractivitate pentru piața muncii. Limbi moderne aplicate cu variantele engleză, franceză, germană în orice combinație dezirabilă și care de asemenea se adresează unei palete largi de potențiali candidați, atât celor care doresc să urmeze o carieră în învățământul preuniversitar ca profesor de limbă străină, dar sigur și pentru traducători, interpreți, cei care își doresc o carieră în companii multinaționale și unde combinația unei specializări cu competență în limbă străină este esențială. Specializarea educație fizică și sport, de asemenea. Care este și în denumirea facultății, nu-i așa? Sigur, pentru că ținem foarte mult la această componentă și care este în egală măsură deja tradițională în cadrul universității noastre. Acolo unde oferim atât nivel licență cât și nivel masterat, cu managementul organizațiilor și activităților de educație fizică și sport. Și pentru că vorbim de masterat, sigur, nu omitem masteratul de management educațional. Mai avem locuri și aici pentru cei care doresc să aplice pentru o poziție administrativă de conducere în învățământ, atât, eu știu, în nivel preuniversitar, cât și nivel universitar. La momentul de față, sigur, cam acestea ar fi specializările unde mai avem locuri vacante, dar să nu uităm, sigur că facultatea noastră oferă și specializări unde s-au epuizat locurile, dar unde îi așteptăm pe candidați în viitor, în următoarea sesiune, anul viitor, sigur că da. Am înțeles. Păi, mult succes atunci pentru toți cei care vin spre facultate. Mulțumesc și aș dori să mai punctez o specializare care nu se adresează neapărat studenților, potențialilor studenți români, nu? Pentru că prin natura ei implică
studiul limbii române. Denumirea ei este limba română pentru studenți străini și aceasta, sigur, e cu deschidere pentru potențialii studenți din diverse țări ale Uniunii Europene sau din afara Uniunii Europene, care doresc să urmeze în viitor o specializare universitară în România, indiferent unde în România, și care pentru a se înscrie la studii universitare în țara noastră au nevoie de această componentă de limbă română. De ce spun nu neapărat pentru studenții români? Pentru că există și situații, sigur, de cetățeni români care au studiat în străinătate, care trăiesc în străinătate de foarte mulți ani, care nu pot dovedi prin natura diplomelor pe care le dețin o competență în limba română și care totuși au nevoie la un moment dat de o atestare. Așadar, din nou, o specializare cu deschidere largă. Punctăm doar dacă mai sunt locuri la master și care sunt specializările. Așa cum spuneam, management educațional și managementul organizațiilor și activităților de educație fizică și sport. Masteratul de psihologie clinică este la acest moment cu toate locurile ocupate. Am înțeles. Da. Mult spor la treabă pentru aceste ultime zile. Vă mulțumim. În care pot veni studenții și vă așteptăm aici cu mare plăcere pe platformă, la centrul de înscrieri sau, sigur, telefonic pentru orice informație necesară. Mulțumesc foarte mult! Spor la treabă! Vă mulțumim!